Doamnelor și domnilor, distinși oaspeți, stimați reprezentanți mass media și toți cei care ne urmăresc, vă spunem bună ziua și bine ați venit la evenimentul de lansare a programului de susținere a antreprenoriatului feminin, finanțat de Guvernul Republicii Moldova și Uniunea Europeană. Astăzi evidențiem importanța contribuției femeilor în afaceri și impactul pe care acestea îl pot avea asupra dezvoltării economice și sociale. La eveniment îi avem în calitate de vorbitor pe vicepremierul Ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării Dumitru Alaiba, excelența sa, ambasadorul Uniunii Europene în Republica Moldova, Ianis Majeix, directorul interimar al Organizației pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului, Gheorghe Iudin, precum și Olesa Plugaru, administratoarea carmageriei Barda și gazda evenimentului. La finalul evenimentului vă invităm să participați la un tour al carmageriei Barda, unde veți avea ocazia să explorați atât produsele oferite, cât și facilitățile disponibile. Pentru început, cuvântul îi se oferă vicepremierului Ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Dumitru Alaiba. Poftiți! Bună ziua și bine v-am găsit, domnule ambasador, domnule director, stimată gazdă și dragi antreprenori, desigur, vă mulțumim pentru timpul acordat și pentru că ne-ați primit în această facilitate minunată, în această sală, ca să lansăm un nou produs ODA, și anume produs dedicat antreprenoriatului feminin. Și am spus-o nu o singură dată, incluziunea și abilitarea femeilor, desigur că este în primul rând o valoare corectă pentru o societate civilizată, dar nu în ultimul rând este și o gândire și o politică economică eficientă, dacă îmi permit să spun asta, pentru că deci o estimare modestă sugerează că eliminarea inegalităților din societate poate avea un impact pozitiv pe PIB de cel puțin 8%. Deci asta este creșterea pe care noi o putem capta pur și simplu permițând jumătate din societatea noastră să aibă aceleași șanse ca și cealaltă jumătate. Și e important să știm că, să înțelegem cu toții că mai multe drepturi pentru femei nu înseamnă mai puține drepturi pentru bărbați. Asta e foarte important cu toții să înțelegem. De aceea vrem să avem cât mai multe antreprenoare lângă antreprenori, vrem să avem cât mai multe afaceri fondate de femei alături de afaceri fondate de bărbați, nu una în detrimentul alteia, și asta să ne ofere acea creștere economică de care avem nevoie. Și avem nevoie cu cea mai mare disperare de o creștere pozitivă an de an pentru ca să ajungem pe alții din urmă. Pentru asta trebuie să muncim cu toții și în această zi lansăm în sfârșit acest program de abilitare al femeilor, care să susțină femei antreprenoare, atât aflate la început de cale, cu un grant de cel puțin, de cel mult 200.000, dar și afaceri, cum ar fi afacerea dumneavoastră, care este în derulare, cu granturi de maximum 600.000 de lei. Bugetul total este disponibil acum, programat, este de 30 de milioane de lei. Și mulțumirile noastre vin în primul rând și partenerilor noștri, prietenilor noștri din Uniunea Europeană, alături de care o să muncim în continuare, ca să includem pe toți într-o creștere economică sănătoasă și pentru o economie corectă. Și vă urăm într-un ceas bun și vă urăm multă energie ca să vă dezvoltați toți afacerile în Republica Moldova. Șanse pentru toți o să creăm. Și o să eliminăm absolut toate barierele și o să eliminăm absolut toate absurditățile din acest sistem ca oamenii de afaceri
să poată să muncească liber, să poată să se dezvolte în acest spațiu liber pe care să îl creăm și să ne mândrim cu toții de succesele lor. Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumim, domnule ministru! Uniunea Europeană are un rol semnificativ în sprijinirea dezvoltării economiei și antreprenoriatului din țară prin diverse programe și inițiative. Reamintim că programele de suport antreprenorial sunt susținute financiar de către Uniunea Europeană printr-un acord de grant de 8 milioane de euro semnat în anul 2023. Pe această cale, am onoarea să-l invit cu un mesaj de salut pe excelența sa, ambasadorul Uniunii Europene în Republica Moldova, Ianis Majeix. Stimate domnule viceprim-ministru, stimate domnule director interimar de Aloda, stimate gazdă doamnă Plugaru, dragi femei de afaceri, am deosebită plăcere de a participa astăzi la lansarea programului de susținere a antreprenoriatului feminin. Acest program este ultimul dintre cele 7 programe de sprijin pentru afaceri mici și mijlocii pe care Uniunea Europeană le-a finanțat în cadrul unui proiect de amploare în valoare de 8 milioane de euro. Încurajarea spiritului de afaceri al femeilor stimulează diversitatea și inovarea, ceea ce duce la o economie mai dinamică și mai competitivă. Dar diferențele de gen încă există. Iar aceste decalaje sunt costisitoare, fiind oportunități pierdute atât pentru afaceri individual, cât și pentru economie per ansamblu. Din acest motiv, egalitatea de gen și abilitatea economică a femeilor reprezintă o prioritate politică majoră a suportului Uniunii Europene pentru Republica Moldova. Monitorizăm atent acest aspect în cadrul proiectelor noastre. Iar rezultatele obținute ne întrec așteptării. Un exemplu ar fi programul EU for Business, unde 47% din afacerile mici și mijlocii care au beneficiat de finanțare UE acum 2 ani erau afaceri deținute de femei. Proiectul UE pentru IMM-uri, implementat de ODA, este un alt exemplu bun de abordare sensibilă la aspectele de gen. Obiectivul inițial propus era ca cel puțin 40% din totalul afacerilor beneficiare să fie gestionate de femei. Conform estimărilor din anul trecut, acest indicator a atins cota de 51%. Iar odată cu lansarea acestui program, ne așteptăm ca acest rezultat să fie în continuare consolidat. Aș dori să mulțumesc Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării, precum și organizației ODA, pentru angajamentul continuu de a promova abilitatea economică a femeilor și egalitatea de gen. Lansarea acestui program este dovada fermă a unui astfel de angajament. Nu în ultimul rând, aș dori să folosesc această tribună pentru a vă felicita, dragi femei de afaceri, cu ocazia frumoasei sărbătorii recente de 8 martie. Bun augur și curaj în toate începuturile. În încheiere, urez vouă tuturor succes în implementarea programului. Aștept cu nerăbdare să văd impactul pozitiv pe care aceasta îl va genera. Vă mulțumesc mult! Vă mulțumim, Excelență! Organizația pentru dezvoltarea antreprenoriatului reprezintă un pilon important în relația dintre antreprenor și stat. De aceea, cuvântul se oferă domnului Gheorghe Iudin, director interimar al Organizației pentru dezvoltarea antreprenoriatului. Stimate domnule viceprim-ministru, excelență, reprezentanți ai mass media, stimate antreprenori, vă adresez cele mai călduroase salutări și vreau să încep cu a-mi exprima mulțumirea că în sfârșit avem posibilitatea să lansăm programul de antreprenoriat feminin. Acest program este o continuare
îmbunătățită, aș spune, a fostului program femei în afaceri. În ultimii 6 ani, cât a derulat acest program de femei în afaceri, au fost susținute 762 de proiecte, în sumă de 114 milioane și de la Uniunea Europeană 34 de milioane de lei. Vă mulțumim, Uniunea Europeană și domnule Mădălis, vă mulțumim în mod special. Noul program de susținere a antreprenoriatului feminin vine cu măsuri noi de sprijin pentru femei antreprenoare mai variate, nevoile femeilor sunt mai țintite, iar sprijinul economic este mai consistent. La momentul actual, avem alocate 30 de milioane de lei buget pentru acest program, iar de la Uniunea Europeană avem de asemenea alocate 720 de mii de euro. După cum spunea și domnul Alaiba, suportul financiar nerambursabil pentru antreprenoare debutante este de până la 200 de mii de lei, ceea ce reprezintă până la 80% din proiectul investițional. Pentru întreprinderile mai dezvoltate, care doresc să se dezvolte în continuare, suportul financiar este de până la 600 de mii de lei, ceea ce reprezintă până la 70% din suma proiectului investițional. Venim și cu novații, și anume că resursele financiare acordate sub formă de grant pot fi utilizate atât pentru utilaje și echipamente, cât și pentru materii prime, dar și pentru certificate de calitate, pentru obținerea standardelor, francize, aplicații software și așa mai departe. Adițional, întreprinderile pot solicita suportul financiar nerambursabil din pachetul e-comerț în valoare de până la 50.000 de lei pentru investiții aferente comerțului electronic. De asemenea, programul prevede și asistența tehnică pentru susținerea antreprenorilor, și anume prin organizarea de sesiuni de instruire, de consultanță, coaching sau mentorat. Toate detaliile privind condiții de finanțare sunt publicate pe site-ul ODA în ghidul aplicantului. Avem informații de la colegi că deja am deschis contorul pentru aplicație, așa că vă îndemnăm să aplicați. De asemenea, vreau să subliniez că în contextul în care Republica Moldova avansează în integrarea europeană, este crucial să consolidăm și să diversificăm economia prin implicare activă a femeilor în mediul antreprenorial. Acest obiectiv reprezintă piatra de temelie a programului de suport pentru antreprenoriat feminin și reflectă aspirațiile noastre de a ne alinia valorilor și standardelor europene. Vreau să spun că abilitarea economică a femeilor este unul de obiectivele majore ale Guvernului, ale Ministerului și ale ODA. În încheiere aș vrea să mulțumesc și gazdei noastre, deci Carmangeria Barda, care este un exemplu de succes. A plecat deja la 2 programe și vedem că rezultatele dau roade. Noi ne-am dorit ca toate întreprinderile care aplică la toate programele și în special acest program care vine, antreprenoriat feminin, să fie la fel de succes ca această frumoasă întreprindere. Noi vă mulțumim pentru că ne-ați fost gazdă sau ne sunteți gazdă încă la acest eveniment de lansare. Este foarte semnificativ. E bine că avem unde să venim să prezentăm istorii de succes ale antreprenoriatului feminin. Noi vă dorim succes în continuare, le dorim succes în continuare tuturor antreprenorilor și vă așteptăm să aplicați și împreună să reușim. Vă mulțumesc! Vă mulțumim! Olesa Plugaru este administratoarea Carmangeriei Barda și în același timp beneficiară a programelor ODA finanțate de Uniunea Europeană. Afacerea pe care o conduce reprezintă un exemplu elocvent care demonstrează că obiectivele programului pot fi realizate cu succes. Se oferă cuvânt doamnei Olesa Plugaru. Vă rog! Bună ziua, stimată audiență, stimat domnul ministru, domnul ambasador și toți care vă aflați, femeile frumoase, nu știu, se aude, nu se aude. Vreau să vă mulțumesc că ați ales locația noastră. Sper că vă place și va fi totul succes, conferința noastră. Acum eu o să încep să vă povestesc despre afacerea noastră mică, cu conceptul de carmangerie. Ce vreau să spun? Noi ne-am fondat în 2018. Asta a fost un an greu de repetiții, cu 3-4 angajați care au lucrat pentru bucatele acestea ca să le implementeze.
și să ajungă la, la o rețetă reușită. Apoi, în cel mai greu moment, în pandemie, noi ne-am deschis. Cu pași mici, grei, dar noi am mers înainte, am deschis sala de comerț, producerea și încet am început să ne promovăm piață. Cel mai reușit a fost Moldexpo, unde cumva oamenii veneau și ne cunoșteau prin procurarea, prin degustație. Așa, la multe târguri am fost cu Gastro, BBK, care au fost mulți impresionați de porcheta cea mare, de ciolane, care nu erau la alte, în alte locuri. Și asta a fost a nostru, cum spunem, fișca noastră. Ce vreau să vă spun? Carmangeria, cum totul s-a început? Noi cu soțul, afacere de familie, cu soțul suntem absolut din alte domenii. Ambii ingineri cu gândurile constructive, care merg din pas în pas, cumva ceva să construiești și să modifici ca puzzle tot ce se construiește, undeva modifici, undeva găsești ce nu-ți primești, iar construiești din nou și găsești soluția corectă. Afacerea în domeniul alimentației publice a fost din ceea ce suntem gurmanți. Când călătorind în țările apropiate, unde cumva tradițiile gastronomice s-au apropiat cu ale noastre, noi am rămas impresionat și într același moment indignat. De ce în Moldova nu este ciolan? De ce nu este? De ce nu putem procura ciolan copt? Dar în Austria stau în rânduri mari, sute de oameni și așteaptă în rând să cumpere un ciolan copt. Noi am stat și am, până la sfârșit și am cumpărat ciolanul celă. Și am venit acasă și ne gândeam, dar e posibil să facem și noi așa ceva? Și vă spun, soțul meu, care e și povara trajdenie, care are abilități extraordinare de gătit, dar ca atare el e absolut în alt domeniu, el a început prin diferite, neștiind tehnologia, a ajuns la ciolanul cel marinat cu tehnologul împreună, deoarece tehnologul cunoaște corect cum se receptura și cum corect de îmbinat ingredientele, au ajuns la acela ciolan care noi acum îl vindem în trei diferite forme, cum s-ar spune. Este ciolan, clar că e altă rețetă, este ciolan afumat fiert, care putem să-l facem, să-l procurați așa, să-l mâncați cu bere sau cu ceva ca la aperitiv, sau chiar cu fasoliță, cu varză călită. Sau același ciolan care îl mâncăm copt, barbecue, el este și în semi-fabricat și îl gătiți acasă. Asta era, dacă observați peste tot la noi, prima poză este ciolan. El a fost, cred că acel moment care, de la care tot s-a început. Acum, clar, după atâția ani noi ne-am dezvoltat, am diversificat producția noastră în multe domenii, nu este corect spus, diferite producem și afumat fierte și crud afumate, deja marinate. Și marinatele, vreau să spun, asta e deja a noastră nouă ramură, care am găsit așa o nișă, că noi vindem produse de calitate înaltă pentru restaurante, dar la preț accesibil pentru fiecare. Cine dorește să mănânce un mușcăleț preparat foarte, foarte repede și gustos, îl procurați de la noi și îl gătiți cei ce în restaurant, evident că el costă are alt preț și altfel. Ce vreau să spun, tot asta, tot povestea asta frumoasă, poate nu exista fără finanțările care noi ne-au acordat statul cu ajutorul ODI și Uniunii Europene. Pentru că să reziști în piața noastră, să poți vinde, să achiți oamenii, să ții totul acesta, să-i piept la toate greutățile noastre, oricum trebuiește cumva cu un sprijin și cu un ajutor.
În 2020, în septembrie, noi am aplicat la primul program Femei în Afaceri, care a fost în finanțarea nerambursabilă, a fost în sumă de 165.000 și din suma aceasta noi am procurat utilaj pentru secția de producere. Asta a fost aparat de ambalat în folie, cântare mari, cântare mici, fără care tu nu poți lucra. Și deja asta a fost un ajutor mare. A doilea program era pentru noi tot foarte, foarte semnificativ, peste 2 ani, ecologizarea. Suma grantului a fost 158.000 de lei, din care noi am procurat generator cu abur uscat pentru dezinfectarea și spălarea infrastructurii pereților și tot încăpirii de secție de producere și plus aparat de spălat vase și tave, care la moment cu implementarea ISO-ului foarte, foarte mult contează. La temperaturi mari noi putem dezinfecta, spăla și știm că este la un nivel înalt. Totul acesta, procurarea utilajului mult semnificativ ne-a economisit timpul, ne-a ușurat lucru, plus cumva s-a majorat și eficacitatea și ne-a ridicat productivitatea și deja și economic am crescut puțin. Asta-i. Și mulțumesc mult, din tot sufletul vă mulțumesc și vă spun că vom mai scrie și alte proiecte. Și mulțumesc că existați, că ne susțineți și noi putem să creștem și femeile pot să dezvolte. Și eu, cum am spus și în discurs, că mulțumim că femeile s-au născut în Europa, în Moldova și suntem la egalitate și putem să ne dezvoltăm abilitățile și deschidem ceva afaceri și femeile. Mulțumesc mult! Mulțumesc din suflet! Mulțumim! Doamnelor și domnilor, mulțumim tuturor pentru discursuri. Aici se încheie partea oficială a evenimentului. În continuare, vă invităm să participați la turul carnageriei Barda, unde veți avea ocazia să explorați atât produsele oferite, cât și facilitățile disponibile. Vă mulțumim!